La capitolul vizite externe și cheltuieli pentru vizite externe, că am văzut că aceasta a fost una din întrebări. Eu o să vă dau câteva cifre pe anii 2017, 18 și 19. În 2017 au fost alocate de la bugetul de stat pentru vizite externe a instituției prezidențiale 3,5 milioane de lei. Au fost cheltuite 1,35, au fost restituite la buget necheltuite 1,5 milioane lei. Tot în perioada asta, efect pozitiv a vizitelor a fost peste 4 milioane de lei. În 2018 au fost restituite 2 milioane necheltuite, în 2019 de asemenea 2 milioane de lei. În 3 ani, cheltuielile instituției prezidențiale pentru deplasări a fost de 5,2 milioane de lei, dar, atenție, stimați concetățeni, au fost restituite în bugetul de stat 5.500.000 de lei pe care președintele țării nu le-a utilizat pentru chartere, rute speciale, pentru bilete la business class, pentru acoperirea deplasării membrilor familiei și mai departe. Niciodată președintele țării nu a zburat din contul statului în business sau cu avion privat și nici un leu nu a fost cheltuit pentru membrii familiei când trebuia să meargă soția sau undeva, trebuia să meargă ca parte a cutumului diplomatic. 5,5 milioane de lei prevăzute în buget, noi le-am restituit înapoi. Dar, cheltuind 5,2 milioane de lei, în urma vizitelor externe, efect direct pentru cetățeni este de jumătate de miliard de lei. Și o să spun care. În 2019, cum v-am spus, agenții economice au economisit 300 de milioane de lei când nu au plătit taxe la import în Rusia. În 2018, această clădire a fost reparată gratis de turci, de Republica Turcă, cu 190 de milioane de lei. Și din fiecare vizită externă, aici sunt rezultatele, o să vedeți că s-a dus ceva concret pentru țară.